Marți, la sediul bazei de instruire pentru apărare CBR Nemușcel, s-a desfășurat ceremonia de numire în funcția comandantului bazei. Activitatea a început cu primirea onorului. Comandantul unității este locotenent colonel Ovidiu Nicolae Stănescu, care până în prezent a fost comandant interimar. De-a lungul timpului, Ovidiu Nicolae Stănescu a avut o implicare deosebită în diferite activități, având funcția de comandant de pluton cu diverse distincții și decorații. Sunt onorat de numirea funcției de comandant al bazei pentru apărare CBR Nemușcel. Mi se oferă astfel posibilitatea să desfășor activități specifice arme apărării CBRN în această unitate, alături de personalul bazei, astfel încât să duc mai departe tradițiile acestea și să o ridic pe locul ale performanței, onoarei și demnității. Apărarea CBRN este domeniul în care buna colaborare este esențială și sunt convins că experiența și expertiza colegilor vor sta la baza reușitei dezvoltării și consolidării statutului acestei unități, atât în interes național, cât și pentru partenerii României. Samuel Johnson spunea, marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Tot așa și noi nu vom precupeți niciun efort pentru a atinge toate obiectivele pe care le-am propus, iar prin îndeplinirea acestora să menținem renumele unei instituții performante, capabile să-și îndeplinească misiune specifică, situată în topul unităților de instruire a personalului, recunoscut atât la nivel național, cât și de către parteneri din cadrul Alianței Nord-Atlantice. La această activitate au participat, alături de personalul bazei, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ai autorităților publice locale, comandantul batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele Ionuț Ilinca, alături de militari din Unitatea de Vânători, precum și cadre militare în rezervă și în retragere. Țin să-l felicit în mod deosebit pe domnul colonel Stănescu, eu zic cu domnul mai celelalte, sper că v-ați ajunge pentru funcția obținută și să-i doresc o activitate și sunt convins că va fi o activitate deosebită și că rezultatele unității vor fi cu totul și cu totul deosebite. Felicitări, să fii sănătos și numai bine și felicitări tuturor! Doamnelor, doamnelor, împărtășesc și eu emoțiilor celor care astăzi trăiesc evenimente deosebite în viața lor. Mă refer la domnul locotenent colonel Stănescu Ovidiu, care preia această dată comanda acestei unități de apărare NBC, emblematică pentru Armata României, atât de necesară, atât astăzi și în viitor. În cadrul evenimentului, plutonierul adjutant principal, Gheorghe Deaconeasa, a fost trecut în rezervă. După 30 de ani de activitate, începând în cariera ca cadrela militară, ca și comand de grup, apoi administrat la Compania Coordinare pentru Luptă, sub tutela capitanului Pășan, actualmente șef al apărării civile pe Câmpul 1, ulterior sub directa îndrumarea domnului locotenent colonel Gheorghe Drăghici și pe atunci comandul meu de companie, mare om, mare caracter. Următorii pași ai mei în cariera militară au fost de comandant pluton, funcție în care am stat timp de 13 ani. A urmat funcția de ofițer de stat major în cadrul biroului evaluare și experiența acumulată, iar din anul 2005 și până în prezent sub ofițer de stat major la compartimentul planificare, coordonare, evaluare, evidență, învățământ și instrucție. Manifestarea s-a încheiat cu o defilare a militarilor, în fruntea cărora s-a aflat chiar comandantul unității, Ovidiu Nicolae Stănescu.